Să vă prezint și invitații. Am onoarea să-l am alături această seară printre noi pe fostul mare fotbalist Niță Dumitru. Bună seara! Bună seara, Dani! Mulțumesc, Niță! Mă bucur să vă revăd. Nu am mai văzut de ceva timp. Și eu îți mulțumesc mult și vă mulțumesc mult cum ați invitat. Da. Pasara Pandoru, te salut, Pandi! Cosmin salut. Băleanu! Bună seara! Bună seara, bună seara. Ce faceți în primul rând? Cum sunteți cu sănătatea? Că până la urmă asta e important. Dar sunt bine cu sănătatea. În ultima perioadă am cam fugit așa prin lume cu avioanele astea care nu-mi plac și m-au obosit, dar acum am venit de vreo 3-4 zile și mă odihnesc. Ați fost și la Euro, nu? Am fost și la Euro, am stat vreo 4 zile. Primul meci nu l-am văzut, eram în America și m-a invitat cumnată meu cu niște băieți care eu i-am dus în Würzburg. Fost fotbaliști când i-am dus eu în perioada aia, înainte, după Revoluție. Și am stat vreo 4 zile acolo. Dacă am văzut că biletele sunt foarte, foarte scumpe și nu puteam să... Adică puteam să mergem, dar n-am... Scumpe ce înseamnă? 300-400 de euro, cam da, așa era. De persoană. De persoană, da. Am încercat să vorbesc cu Stăchiță și mi-a dat un cum îi spune, un side în care trebuia să intrăm, dar... erau foarte, adică nu aveau bilete și trebuia să aștepți mult și am zis, băi, mă duc în România, văd la televizor. Adică, poate cum i-ați apelat la federație și nu ați găsit. Apelat, l-ați întrebat pe Stoichiță, nu da, v-a putut rezolva. Nu, l-am întrebat pe Stoichiță așa, bă, de unde putem să facem rost de bilete? Și a zis, Liță, intră pe site-ul ăla și acolo sunt bilete care puteți așteptați și le luați precis. Dar am hotărât că am zis, dom'le, are ce rost. Să mai stau, zic, mă duc în România. Asta e un subiect de... No, pentru că... Nu. Haideți să vă spun ceva. Da. Ok, asta poate că puteți fi subiectiv. Cosmin, să zicem că în Germania, o fostă glorie, nu știu, acum, să iau, aia să ne gândim, din anii 80, anii 70-80, ca să mă raportez chiar la anii în care dumneavoastră ați fost mare și ați jucat, da? Exact, Rummenigge, da? Bun. Sună la federație, da? Și spune, pot și eu să... iau un bilet la meciul, se joacă la campionatul mondial de nu știu unde, Germania cu alea. Și până spune... să sune, îi sună ea. Exact. Sună ea. Domnul Rummenigge, vreți să veniți exact la meciuri? Nu. Bine, salutare. Domnul Cutare, vreți să veniți? Bear Schuster sau cine mai sunteți? Manfred Kaltz, eu mai știu cine erau pe acolo. Mulți. Littbarski, da, și Littbarski, da. Vreți? Nu. Ok. Știți câți foști jucători, câți jucători care au participat, care au jucat la un campionat mondial pentru România mai sunt în viață? Nu. Cât sunt, Dani? 44. Azi mai sunt. Vi se pare că sunt mulți? Nu. Vi se pare că este o mare problemă... aici în studio. Vi se pare că este o mare problemă pentru federație să dea 44 de bilete? Păi, eu găsesc că nu. Nu da. Să dea, că nu ar veni nu toți. Să dea. Să fie disponibil. Da. Da. Da, pentru meciurile astea. Nu, am vrut să fac o comparație. N-am fost. Adică eu n-am... Asta ar trebui să se întâmple peste 2 ani la campionatul mondial. Nu, i-am spus dacă așa, știi, da, ca idee, că nu așteaptă da, da, nimeni nimica, nu trebuie dacă să cineva, primi nimica. Și-am oferit exemplu Germania, că pot să da fie alte exemple. Atenție, Dane, că să nu fiu prost înțeles. La meciurile din preliminarii, de fiecare dată am fost sunat și întrebat dacă vreau să merg la aici meci. Acasă, când joacă România. Aici acasă, da, când joacă România. Da. De fiecare dată. Corect. Am mulțumit omului în de fiecare meu, dată. În cazul meu, eram acolo, de începuse deja sfârșitul al doilea meci. Eu cred că n-avea niciun rost să insiste, nici n-am insistat. Am găsit de cuvință că trebuie să merg, să m-am plecat și... Apropo de ce spunea Pandi mai devreme, că practic în momentul de față mai sunt în viață 44 de jucători care au jucat măcar un minut pentru România la un turneu final de campionat mondial. Da. Și repet, doi dintre ei sunt aici în platou, Pasara Pandoru și Niță Dumitru. O să vă arăt o statistică, nu știu dacă știați chestiunea asta. Cei mai tineri jucători români care au jucat la un turneu final, cei mai tineri all time. Cei mai tineri. Da? Am căutat astăzi campionatul mondial 70, Euro 84, toate celelalte, 90, 94, 96, 98, 2000, 2008 și 2016, inclusiv 2024. Sunteți al patrulea, cel mai tânăr jucător român care a jucat la un turneu 20 final. 20 de ani aveați atunci la... Vai de capul meu! Mă, și aveți niște picioare, atâta picioare. Mama mea, când v-am văzut la meci, am zis, ce jucători e, n-am ce văzut așa. Ce faceți ca să am picioarele alea, da, chiar? Bă, mi-a plăcut să trag mult la poartă. Deci, de mic copil, eram la Rapid
și aveam antrenat pe Belizna și mă punea să bat la, cum îl cheamă, și pe Neamichi Mihailescu, mă punea să bat la zidul ăla care era de jur împrejur. Și când am început să bat cu stângul, cu dreptul bine, atunci mă puneam să bat lovituri libere și îmi plăcea să trag la poartă foarte bine. Și greutățile alea prin spate care vi le punem prin cantonamente, probabil. Dar la 20 de ani e incredibil ce... 20 de ani, campionat mondial într-o grupă realmente infernală atunci. Ați avut adversari la Brazilia, nu mai spun cine era, cu Pele, cu Joaizil, cu Moru. Anglia, cu Bobby Charlton, cu cine mai erau? Jackie Charlton. Exact. Bobby Charlton erau, ce să spun, jucători de elită mare. Tu ești cel mai tânăr în lot atunci. Eu la mine, da. Eu eram cel mai tânăr. Neagu era mai mare ca mine, cu 2 ani și Tătaru. Nu, mai erau jucători tineri. Și Dinu era tânăr. Și Dinu. Tătaru era în 48 și cum îi spune... Sandu Neagu. Sandu Neagu era 49. Dinu era 48, Dumitrache 48. Da. Da. Foarte mulți tineri. Și la vremea aia rar jucau fotbaliști tineri. Da. Nu erau atât de tineri. Păi nu, jucau tot mai pentru că erau foarte buni. Erau fotbaliști în țară în perioada aia. Tocmai pentru că erau foarte buni. E, având expertiza asta, da? V-a plăcut ce ați văzut la Euro? Acum mă întreb de România. Mi-a plăcut primul meci, a fost un meci senzațional de bun. Ucraina. Cu Rusia, care am câștigat 3-0. Celelalte meciuri au fost de uzură, au fost meciuri care s-au apărat, au fost meciuri care, în sfârșit, au dorit foarte mult, dar grupul care a fost, așa cum se discută tot timpul de acest grup, au ieșit după meciurile care le-au avut la campionatul ăsta european, au ieșit, să spun așa, cu ideea că s-a format deja o altă generație de fotbaliști, cea mare a fost a noastră, după aia a venit a lui Gică Hagi și acum acești băieți care au avut prestațiile care le-au avut la campionatul european, să poată să, prin prezența așa de mulți spectatori din România și din toată lumea, prin prezența acestora și susținerea lor, a făcut ca oamenii să simtă în țară încă ce frumos e fotbalul și copiii au început, cred că au început să... Chiar cum ați resimțit atmosfera din stadion, pe stradă, în oraș? Am fost pe stradă, eu am fost pe stradă și am fost, când am intrat la meciul cu Belgia, am stat prunțășit așa într-o aglomerație de 10.000 de spectatori care mergeau pe un culoare sau două sau cinci câte erau și ajungeau la culoare unde trebuie să mergi. Și acolo mai m-au cunoscut unii, păi poze, m-au cunoscut o grămadă, dă-i poze și fără poze, în sfârșit am intrat înăuntru, când am intrat înăuntru, sunt găsit, biletele le aveam, pentru că au fost luate de civil, le aveam la vreo 50 de metri înălțime de stadion. Sus, adică undeva. Și nu prea, nu că nu vedeai bine, vedeai bine, dar nu simțeai așa de mine pulsul. Dar oamenii de data asta au fost foarte civilizați în oraș, înainte de meci. La noi pe aici mai întâlnești în jurături, se iau la bătaie, sau Dinamo, sau Steaua, nimic. Aici România peste tot și cu mine și la locul lor și n-a fost niciun scandal, n-a fost nimic absolut. Și la fiecare, în fiecare oraș au fost full totul numai de români, tricouri galbene peste tot, pe unde duceai tricouri galbene. Da. Și frumos au cântat. Am văzut, a fost diferență mare între galeria noastră și cea belgiană, că ea avea experiența lor care aveau și se auzeau și ei tot așa de bine, dar mulțimea noastră a dat dovadă că sunt pe un drum bun și... De exemplu, așa ceva, nu știu cât va fi posibil, dar nu va fi posibil la mondialul din... Că nici în primul rând nu știu unde joci, că poate joci în Mexic, poate joci în Statele Unite, dar... O să fie greu oricum. La Euro 2028 în Marea Britanie, eu estimez o prezență mai mare decât am avut și aici, eu cred, la în Germania. Pentru că, în primul rând, diaspora, în Irlanda e o diasporă uriașă și, în general, în Marea Britanie. O să vreau să vedem lista cu jucătorii de profil mijlocaș, da? Ceea ce ați jucat dumneavoastră. Și am avut așa la acest campionat european. Răzvan Marin, îl trecem și pe Ianis la mijlocaș, pentru că, mă rog, chiar dacă e un jucător de bandă, a jucat și prin centru. Stanciu, Marius Marin, Olaru, Cicâldeu. Nu l-am pus pe șut, că el cumva a jucat foarte puțin chiar și în preliminarii. Da? Și nu e un jucător care... Dacă ar fi să alegeți de... Cicâldeu nu a jucat. Da, dar e un jucător mai prezent, adică în structura echipei naționale. Da, a mai jucat. Vi se pare că e vreunul de top
domnul Dumitru? Nu mi se pare așa de viitor, ar fi cam toată lumea, că toți sunt tineri, dar... Mai puțin Stanciu. Mai puțin, da, da, mai puțin Stanciu, dar Stanciu este, da, este acolo în partea dreaptă. Da. Da, Stanciu, de exemplu, la meciul cu belgieni, în prima repriză a atins mingea de 10 ori. Iarman, de 5 ori. Și a cincea dată a tras la poartă. Deci el trebuia să vină să-l ajute pe fundașul dreapta al nostru. Chiar câte atingeri aveți o repriză când jucați? Eu 160 pe meci. A, așa multe? Da, da. Pe meci? Pe meci, am înțeles. Pe repriză erau cel puțin 50. Păi, poartă la 2, da. Eu deposedam de 30 de ori, 40 de ori. Și dormite să am atinge. Mă duceam, căutam minge de acolo până acolo. Deci, de dar cât, de, ce s-a schimbat în fotbal în astea, nu știu, ultimii 50 de ani de la campionatul la mondial? În primul rând că au dispărut și acum. Bine, s-a schimbat regulamentul mult de fotbal. Nu, mult. Și campionatul ăsta mondial, ăsta european care este, lipsesc valorile mari. Lipsesc valorile mari și totodată instruirea care s-a făcut în România la nivel de copii și juniori. Chiar care ar fi cel mai bun jucător de la campionatul ăsta european, dacă vă întreabă acum cineva? Păi să știi că asta chiar e greu să spui. Pui virgulă. Cel mai mare nume? Nu, ca, nu, a, nu care cel mai mare nume. Care a jucat cel mai bine. Dacă ei care pierd doar europeanul. Europeanul, nu ți-e greu, Bandi, să spui ceva. Da. Ți-e greu pentru că a jucat 1-2, nu 1-3, da. Nu niciunul. Ăștia mari niciunul. Nu, Mbappé n-a jucat nimic. Mbappé n-a jucat nimic. Nimic. Care n-a dat niciun gol, dar a dat 3 pase. Bellingham, se pare că a fost la un nivel... Da, dar cel mai frumos gol, dar atât, cu ăla a rămas, cred. Ok. Deci, bă, asta ați văzut vreun jucător ăsta care să spun? De Bruyne mi se părea că poate să facă ceva la campionatul ăsta. La meciul cu noi a fost, părut că e bun. N-a făcut nimic, deci, nimic. Cu toate că în Anglia joacă senzațional, sau ce? Jucătorii, în Anglia, jucătorii, majoritatea în Anglia joacă fotbal nemaivomenit, dar la campionatul ăsta european... Phil Foden, care da. E cea mai mare formă, Foden. Nimic, sau, zero. Sau numărul 7 de la, cum îl cheamă, de la Arsenal, care joacă... Saka, da? Saka da. E bă, ok, da, e altfel da, de jucător. Phil Foden e mai tehnic. Da, de la mai... jucătorii ăștia care în Anglia vorba... Nimic, dar n-au făcut nimic, nu exact. Că ceva. Griezmann, nimic, merge pe teren. Da. Nico Williams și cu... Nico atât. Williams și cu... Și cel mai bun, probabil, că jucător, până în momentul ăsta, după părerea mea, e Cody Gakpo. Așa cred eu, nu știu, n-a jucat nici mari meciuri, probabil, știi, să-l vezi, dar a fost din primul meci într-o mare formă. Da, e o surpriză că cât de cât se potica. Fii atent aici, în momentul de față, golghetorul Euro, e adevărat, mai sunt două meciuri de fiecare echipă, da? Sau, mă rog, de echipe care au jucat finala. Au 3 goluri, nu? 3 goluri. Platini a câștigat în 84 titlul de golghetor cu 9 goluri, el jucând 3, 4, 5 meciuri. Că nu erau, erau mai puține echipe. Da. Dar noi ne mirăm că Man atinge de 5 ori mingea, păi ai văzut Andri sau cum îl cheamă, odată când a dat pasa aia și a dat și rest toate greșite. Vreo 4 pase, toate greșite. Am văzut eu una, a dat-o pe colțul lung, a fugit unul după minge, Martinelli n-a ajuns la ea. Deci l-a atins într-un meci, om de cât 45 de milioane cumpărat de Real Madrid, a dat pasa de la centru, bună, a dat-o înapoi, da, a dat-o înapoi. În rest a avut 4 sau 5 atingeri în 90 de minute pentru că ei au trecut imediat la 11 metri, n-au avut prelungiri la meciul ăsta ultimul și nu a dat nicio pasă bună. Păi atunci ăștia ai noștri o să o atingă și de două ori să le dea proaste pe amândouă, că n-ai cum, om de 45 de milioane care ajunge la Real Madrid să dai 4 pase și alea proaste într-un meci de 90 de minute, mi se pare atacant. Că a luat o rază la fotbalul, adică, bă, pe ce dai, mă, 45 de milioane? Pe ce dai 100 de milioane? Pe ce dați 100 de milioane? Da. Declan Rice, 120 de milioane. Bine, 100, Anglia, toată lumea e 100 de milioane. Prețurile în Anglia nu cred că reflectă totuși valoarea. Dane, reflectă, nu reflectă, înseamnă că sunt foarte mulți bani, da, n-ai ce să faci cu banii. Asta-s de acord. N-ai ce să faci cu banii și tragi niște din astea așa, cred că ce-ți trece prin cap, 120, dar n-are nicio logică, niciun nimic ca să dai 120 de milioane pe un jucător care ia mingea de aici și o duce dincolo. Și ăia stau acolo și nu poți să o iei tu să te duci unul la unul. Că asta a fost marea problemă la campionatul ăsta. Ce s-a întâmplat acum în ultimele meciuri? S-au pus pe două linii, iar tu n-ai avut niciun jucător care să ia, să intre în el, să iasă ăla de acolo, să treci de el, să iasă tot, să-i... Nimica, toată lumea pasă laterală, laterală, mingea la picior, stăteau cu mingea la picior, puneau piciorul pe minge și așa făceau. Vino tu, l-a primit, tu l-a... Bă, ce-i asta? Asta-i fotbal? Să zic, să zicem că erați scouter pentru un club, nu zic foarte mare, un club mare, pe România, scouter pentru meciurile. Și România a terminat europeanul ăsta și acum faceți raportul pentru acel club și trebuie să le spuneți două nume de jucători de la România.
Ați avea două nume să le propuneți? O să spun fundașul central, Drăgușin. Drăgușin. Ce v-a plăcut la el? Sau ce vă place la el? Este un, după părerea mea, are un fizic senzațional de bun. E un fotbalist care joacă într-un campionat sau o să-i vine rândul să joace foarte bun. Și totodată, fără el, cred că am fi fost departe. Și al doilea, cred, datorită rezolvărilor, ar fi Marin și cum îl cheamă, dânsul și mijlocașul Răzvan celălalt. Marin? Nu Răzvan Marin, celălalt. Marius Marin? Marius Marin, dar mie mi-a plăcut aportul lui. Dar de fiecare dată când el a dispărut din echipă, am avut probleme acolo pe fundașii centrali. Deci ăsta e un copil bun de viitor și toată lumea așteaptă și toată lumea vrea și dorește și au pretenții de la Ianis. Ianis are multe calități, are sângul drept, are tot ce trebuie, dar deocamdată nu a confirmat așa așteptările noastre. Deci cam ăștia ar fi. Și îmi place foarte tare Mihaila. 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 Da, da. Are viteză, jucătorii cu viteză. Man e un jucător bun. Primul meci a jucat formidabil de bine. Senzațional a jucat Man. Dar al doilea meci a fost o catastrofă. Și eu mă așteptam de la el mai mult. Mai ales că are 26 de ani. Da. Adică venea are calitate senzațională. Da. Adică totul era în favoarea lui la campionatul ăsta. Aici trebuia să facă. Da. Niță, că el are o poveste de care sunteți legat dumneavoastră totuși și în momentul în care i-ați întins o mână, l-ați adus la... Avea 12 ani când l-am luat, l-am adus de la Rapid la noi și l-am crescut vreo 3 ani de zile, la 16 ani, 17 ani a plecat la Steaua. A fost un copil bun, l-am antrenat bine de tot, eu antrenam portarii că dădeau în bâlbâială. Și cu șuturile noastre bănuiesc. Nu mai șuturi, antrenament de portar făceam. Știu, dar și șuturile. Puneam 30 de mingi la 60 metri și le dădeam stânga-dreapta până mureau. Și pe urmă stau pe spate, ești schimbă de la altul care rezistă. Leontien Toader, cum am dus la Petroșani, se uita la mine ca la balamugă, așa de urât, când trăgeam la poartă. Dar după două luni mă ruga să tragă, înțelegi? Adică să fac antrenamentele astea. Și antrenamentul de portare, eu mă uit pe la ăștia, pe la noi, pe aici, pe la club, când fac antrenamente cu portare. Eu fac numai priză și să degajeze portare. Mă, dar portarul nu tăvăliți, nu să aruncă în stânga, în dreapta. Cu piciorul, să dea pasă stânga, dreapta. Dar alt antrenament nu există la portare. Nu, pentru că Guardiola, vorba lui Padilla, din norocit pe foarte mulți. Acum portarul trebuie să fie un fel de jucător de câmp. Au fost de libero, de libero, de belodedici. Au văzut la Guardiola că joacă așa și trebuie să facem și noi la Guardiola, că a câștigat trofee multe. Dar trebuie să mai plângeze și după mingii. Adică aia în primul rând. Aia nu mai contează. Așa cum Niță, de exemplu, putea să trebuia să scoată mingea aia la primul gol al Olandei. Are și greșeli Niță la campionatul sau european, ca fiecare sunt așa jucător, dar a fost de bază. Și în general, portar bun am văzut la campionatul sau european, am văzut portar bun. Da. Bun. O să vreau să vedem... un scurt pasaj din review pe care Drăguș l-a oferit în exclusivitate pentru Prima Sport. Silviu Tudor Samuil a făcut un interviu cu Drăguș. O să des pe parcursul zilelor viitoare mai pe larg, dar o să oferim un scurt pasaj și se referă la Edi Ordănescu, mă rog, la dilema asta continuă, nu continuă, Edi pe banca echipei naționale, Drăguș, cel care a fost, cred că, titular în toate meciurile ca atacant? Cred că da. În toate meciurile a jucat Drăguș și a și marcat în meciul cu Și surpriza Ucraina. Plăcută. Și surpriza plăcută, lume. Exact, da. Cât de cât. Denis Drăguș și interviu exclusiv pentru Prima Sport. Noi ne-am dorit să rămână pentru tot ceea ce am făcut, ce s-a creat acolo și cred că când lucrurile merg bine, fiecare își dorește să meargă în continuare la fel și să, de ce nu, și mai bine. Deci, pentru noi ne-am dorit să rămână, dar nu cred că ar fi o problemă sau ar fi văzut într-un alt fel dacă n-ar face asta. Crezi că Edi Ordănescu a fost prea criticat în prima parte a mandatului lui față de ce se întâmpla la Națională? Păi, sincer, nici nu... Nu prea am fost atât de atent la critici, să zic așa, nu-mi place să văd lucrurile negative, dar cred că fiecare a avut parte de critici, indiferent în ce perioadă a fost. Când au fost, să zic așa, când a fost în succes, au fost critici pe măsură. Bun, l-am stat pe Drăguș și da, încă nu e făcut un anunț din partea Federației, deși Răzvan Bărălu ne-a spus săptămâna trecută că săptămâna s-a adevărat, e prima zi a săptămânii. Cum vedeți problema asta cu Edi?
Continuă, nu continuă, și țara asta de incertitudine. Adică că nu ne presează acum imediat. Părerea mea e că până la urmă pleacă, cred că. De ce? Păi, nu știu, cred că banul e, așa cred eu, ce să spun altceva. Banul poate să-l decide, să decide el, nu? Da, cred din cauza asta. Dar în rest, dacă ar fi să gândească la viitor și are vreun plan în care trebuie să-l pună în practică, dar asta trebuie să facă un plan de la copii și juniori, pentru că ei nu știu ce se întâmplă la copii și juniori, să spun așa, la academiile noastre pe care le avem în țară. Copiii pleacă de la academie fără să știe să lovească mingea cu piciorul de bază. Păi dacă nu are cine să învețe? Păi tocmai asta este. Că avem antrenori care sunt puși pe pile și pe ce pus sunt ei, fără licențe, sau dacă au licențe și alea sunt cum sunt. Și atunci vin copiii și vor să joace și tactic fără să știe să joace. Și cred că mai e o problemă pe care o spune mereu și Bogdan Cosmesu când e pe la emisiuni. Selecția, când îi bagi în echipă, se face de foarte multe ori pe intervenții, pe relațiile părinților și așa mai departe. Și atunci, dacă nu e o chestie corectă în procesul ăsta... Probabil că antrenorii ăștia, unii dintre ei tineri care n-au jucat fotbal niciodată, se uită, pentru că în momentul ăsta poți să cumperi cărți, să te uiți pe unde vrei și să vezi antrenamente. Cel mai important lucru la un antrenament, știi care este? Să-l înțelegi tu! Ăla care îl predai, să înțelegi ce trebuie să predai. Aia este cea mai mare problemă. De multe ori, cred că fac antrenamente, fac exerciții, fără să știe de ce trebuie să fac exercițiul ăla. 5 contra 2, care pare un exercițiu banal, ăla nu e banal și nu e bătaie de joc niciodată. Ăla este făcut ca jucătorul care are mingea, întotdeauna să se informeze, să aibă 4 posibilități de a da pasă. Dacă tu nu ai 4 posibilități, deja e o problemă de la jocul ăla. Ce înseamnă? Dacă eu stau așa să primez mingea de acolo și nu te mai văd pe tine, deja nu mai am 4, am 2. Și în timpul meciului am 2, am una, n-am niciuna și pierd mingea. Dacă m-am întors în schimb așa, îl văd și pe ăla, îl văd și pe ăsta, îl văd și pe ăsta, îl văd și pe ăla, și atunci am 4 posibilități. Dar tu trebuie să înțelegi antrenamentul. Mircea Rădulescu ne întreba mereu și mă nebunea. De ce? De ce? Bă, dar ce tot întreabă de ce? Tocmai de-aia întreba, să vadă dacă tu ai înțeles în primul rând antrenamentul. Și vreau să spun, Bandi, că în timpul antrenamentului copiii, în condițiile când, eu știu, fac centrare și vine și finalizează, și finalizează, dar nu-l corectează. Nu-l corectează. Nu, tu trebuie să oprești ca să-i spui ce trebuie. Întâlnirea cu mingea depinde unde e, cum se întâlnește, cu ce picior lovești, cu care poziție piciorului. Nu se zice nimic, nu se spune nimic, trec mai departe, Și nu numai la noi în România. Am văzut și în America același lucru. Același lucru. Știți care e drama? Că l-am auzit pe Toni Kroos în podcastul ăla, a spus niște lucruri realmente formidabile, s-a referit la un moment dat și la zona de copii și a spus se fac niște greșeli din punctul lui de vedere, evident, la copii și juniori și că fotbalul nu merge într-o direcție bună. Dar, repet, este punctul de vedere al lui Toni Kroos, nu înseamnă că are dreptate neapărat el, dar totuși mă gândesc la... A schimbat și felul de a aborda copilul, am impresia. Mă duc la tenis, văd lângă mine un părinte, cred că cu copilul, și ăla, copilul, tot în fileu era, una, două, nouă, bravo tati, bravo tati, părintele. Bravo tati. Da, bă, dar zic, ce ați venit, să dați în fileu sau să dați peste fileu? Ok, bravo tati, să-l încurajez, că trebuie încurajat, dacă vezi că dă de 10 ori în fileu. Tati, nu e chiar bravo, hai să dăm și noi puțin peste. Cred că e treaba părintele să facă asta. Bravo, bravo și toate în fileu. Am avut la podcast și am stat de vorbă un pic după cu el și îmi spunea că asta e o mare problemă. Era el la meciul la grupele lui de copii și auzea părinți dând indicații peste el. Asta e o mare problemă. Nu poți să vezi niciun meci de copii. Tragi la poartă, dă pasă, se întorcea și se uita la ei. Încetați totuși cu asta. În America e la fel, vin părinții la marginea terenului. Nu, asta nu, dar antrenorii care sunt, nu-i corectează. Nu corect, exercițiile sunt frumoase, că le iau de pe la televizor. Pentru că nu știu, trebuie să-l corectezi. Pe copil trebuie să-i pui piciorul de sprijin în dreptul mingii, să vii, dacă în caz dai piciorul de sprijin, vii și șutezi mai din spate, îi dai în cap. Dacă dai mai din față, dai cu ea sus. Și trebuie să-i pui copilului și să-i pui mâna pe piciorul dacă nu știe și să-l înveți. Asta lipsește fotbalul adică românesc în România. Adică antrenorii de la copii și juniori. Noi am avut antrenori și de copii și nu-i numai la fotbal problema asta. Pentru că nu vrea nimeni să se facă antrenor la copii și juniori. Pentru că sunt prost plătiți, nu sunt pregătiți.
termină o școală de fotbal, fac o facultate din asta de educație fizică și sport, sau sunt foști fotbaliști care nu-și găsesc rostul și nu-și găsesc și se duc acolo, n-au ce să facă. Da. Oamenii nu sunt pregătiți. Trebuie să ne oprim. Pauză comercială, ne întoarcem, continuăm cu discuțiile. O să vedeți și un interviu cu Piovacari, care va fi adversar mâine al FCSB-ului, meciul pe care, repet, mâine Prima Sport îl transmite în direct, debutul FCSB-ului în Champions League la ora 22 cu Virtus. Am revenit în studio, vă spuneam că avem un interviu cu Piovacari, fostul jucător al FCSB-ului. De fapt, de când n-a mai jucat Piovacari la FCSB, România n-a mai avut echipă în grupele Champions League, asta ca să vă dați seama cât timp a trecut. Ultima dată, acum 11 ani, România a trimis o echipă în grupele UEFA Champions League pe FCSB, care a eliminat atunci în play-off pe Legia Varsovia cu Piovacari în teren. Acum a ajuns la 39 de ani, a semnat cu Virtus, adversara de mâine FCSB-ul, dar doar pentru aceste meciuri, pentru că el, o să vedeți, povestește, e practic retras din fotbal. Contento e cum ho detto, per me è un orgoglio volver a enfrentarmi contro il mio ex equipo e soprattutto volver a Bucarest, a Romania e muchos años que no voy. Me llamaron una para tramite un amigo, un ex compañero, y así de broma me dice, ¿no viene a echar una mano? Le digo, vale, sí, para mí es siempre un orgullo jugar, estoy bien físicamente, hasta un mes sí estaba jugando en España, pero como he dicho, para mí es una oportunidad porque jugar otra vez la Champions League y sobre todo por echar una mano a mi nuevo compañero porque claro, como experiencia. ¿Será el último equipo para ti? Sí, yo, como te digo, ya hace un mes dejé el fútbol, hice una carta de despedida del fútbol porque, como he dicho, había llegado el momento de no jugar más. Pero me llegó esta oportunidad y, como he dicho, un orgullo. Venido todo ese porque, claro, nos enfrentamos a los Steaua de Bucarest. Para mí siempre los Steaua de Bucarest. Claro, hacer el último partido de mi carrera ahí en Bucarest para mí sería un sueño y ojalá sería una buena fiesta y que mucha gente pueda acordarse de mí porque sigo teniendo un buen recuerdo y mucha gente, muchos aficionados me escriben, me llaman. Aquí también hay muchos rumanos que me paran para una foto, para un autógrafo. El primer mensaje que mandé era a Meme y a Catalín. Y claro, le avisé, digo, nos veremos pronto. Y claro, venía, ¿cómo nos veremos pronto? Digo, nos vemos a Italia, sí. Y después le dije que iba a firmar por la Virtus. Entonces, claro, también para ellos son contentos. Me han dicho que están encantados de volver a verme. Claro, a enfrentarme. Para mí será una gran emoción, ha cambiado mucho, pero te digo, son recuerdos bonitos, son recuerdos donde, como te decía antes, para mí es donde más me cambió mi carrera deportiva. Bun, asta pe Piovacari. Spuneți-mi, v-a mirat să auziți că Florin Coman, cel mai bun fotbalist din campionatul intern în sezonul trecut, pleacă în Qatar? Nu m-am mirat pentru că, repet, banul-i ban. Din perspectiva asta, da. Dar știți care este problema? Tănase. Golghete la cum 2 ani pleacă în golf. Ăsta de la Rapid. Dugan, zici. Da. Golghetelul campionatului pleacă acolo. Otele, unul dintre Golghete și un jucător foarte bun pentru Liga 1 sezonul trecut, pleacă tot în golf. Coman, tot în golf. Acolo-s bani mulți și... Am înțeles, dar în Occident de ce nu? Când avem valoare în Occident? În Occident ați văzut meciurile care au jucat ai noștri și în sfârșit și în alte echipe, mult mai mulți jucători, care ăsta e Occidentul, dacă nu ai valoare, nu joci. Păi cu Belgia și Olanda a fost 0-5, dacă e să pun cu Occidentul așa repede pe hârtie. România, Belgia și Olanda 0-5, cam asta a fost. Păi care este ultimul nostru jucător care a plecat în Occident?
Occident însemnând campionatele astea, 5-6, hai. Man, Mihail s-a dus în Serie A, okay, atenție, atunci, da, Răzvan Marin, Occident totuși, nu? Da, ok, Belgia, da. Așa. Dar oricum, cu ani în urmă, buni. Și deja pui virgulă și te mai gândești, după ăștia trei. Așa e. Păi după tocmai, trei, da, asta era și ideea în care... Stanciu, să zici oricum, da, ok, Anderlecht, bine. Apropo de Coman, că v-am auzit și aseară, ați discutat despre faptul că îl va avea la Al Garafa antrenor pe Pedro Martin. Hai să vedem o fotografie sau e ce, Pandi, o copertă? Era un poster făcut. A, un poster. Da, mi-am adus aminte. Pedro Martin este cel din dreapta sus, Pandi e cel din dreapta jos. Tu erai la Benfica, mi-am erai adus la Sporting. Aminte că la un moment dat făceam reclamă la Ghete, Kronos, și că am făcut un calendar din ăsta. Doi jucători de la Sporting, Hilario e portarul de la Porto, eu cu Iliev sus de la Benfica. Iliev, actualul antrenor al Bulgariei, al Naționalei, al lui Cernomore Varna, prietenul meu foarte bun. Și zic, băi, cred că am din asta. Vezi că nu mai e chiar așa foarte nouă, dar uite că am găsit-o până la urmă. Da. Și aveai și tu sus... picioare așa, nu canealiță, poate, dar aveai? Nu aveai? Canealiță nu. Pentru că am zis canealiță, nu, dar aveai? Nu. Oricum, șorturile alea erau și mai mici, adică putea, se vedeau picioarele ca lumea de tot. Adevărate șorturi am primit când am primit două rânduri de echipament de la ei în stasia Adidas, că noi jucam cu șorturi 5.000 de bani. Dar erau mici, scurte, da, toate așa, și atunci. Așa era. Și la Euro 84 a fost așa, da. 14 ani, nu, după mundialul. Erau... Ceva aveam și eu, da. Am jucat în echipa națională în... În sfârșit, într-o țară arabă. Și... Aveam ăsta tricou de lână, chiloții de ce erau și jampierii de lână. Și la un moment dat, chiloții au început să curgă apă albastră, că erau albastre pe picioare. Și se întâlnea cu gălbeneala de pe tricou, de pe jampieri. Eram la un moment ce... Acum ce echipament de primești, ce ghete, nu-ți mai spun că ghete, ce să spun. Dar vezi câte apărătoare? Da. Vezi că e cât tot piciorul. Da, da, da. Da. Așa de asta da, spun. Așa eu acum, să știi că nu aș fi de acord și aș lua măsuri. Ăștia care au acum așa apărători, am mai spus lucrul ăsta, dacă se accidentează, nu le-aș da niciun salariu, absolut nimic, pe perioada accidentării. Nimic. Afară să fii sănătos, dacă tu nu asculți și tu spui astea, păi, tu spui apărători atâta și vine unul cu talpa, îți rupe piciorul, eu trebuie să te plătesc pe tine? Păi stai puțin, poate să-mi rupă și mie, să zic, nu dar ceva. Mai puțin probabil e aproape imposibil, dar am făcut tot ce trebuie să fac. Dacă ai pus apărătoarea potrivită și domnule Ferdinand s-a întâmplat... Nu, asta spune, apărătoarea pe care tu m-ai pus-o port, da, dacă mi-ai făcut-o din fibră de carbon, mi-ai luat mulaj la picior, mi l-ai pus și se întâmplă ceva, aia e altceva, pentru că am făcut tot ce mi-ai cerut tu. Dar dacă eu pun niște plastic atâta pe picior și ăla vine cu talpa, aolo, mi-a rupt piciorul, păi atunci să fii sănătos. Da. Bun, spuneam că astăzi au început și cursurile arbitrilor români, pentru că, repet, o săptămână la finalul cărei, de fapt la finalul vineri, începe campionatul. Prima etapă, Farul Slobozia, este primul meci vineri la ora 6:30. Deci arbitrii români s-au întâlnit de astăzi la cheile grădiștei, unde vor susține inclusiv teste fizice. O să vreau să vedem un pasaj într-un interviu cu Ovidiu Hațegan. El n-a putut participa la campionatul european, pentru că știți ce i s-a întâmplat în urmă cu un an și câteva luni. A suferit un infart, a traversat un moment extrem de complicat și o să vedeți că vorbește pe larg în acest interviu despre acel moment peste care a trecut. În schimb, nu vorbește despre ce a fost la Euro și despre Kovac, pentru că înțeleg este o directivă a Comisiei UEFA de arbitri către toate federațiile să nu permită niciunui arbitru să vorbească despre Euro măcar până se termine campionatul european. Haideți să vedem ce spune Hațegan. Fiecare zi pentru mine e un bonus și mă bucur foarte mult de ceea ce primesc. Văd lucrurile cu totul și cu totul altfel. Și înainte aveam o concepție și o viziune bună asupra vieții, dar cu siguranță am îmbunătățit-o și am schimbat lucrurile în viața mea. Ești un arbitru schimbat după episodul ăla? În momentul când te schimbi și ca și persoană, la urmă, nu am făcut schimbări majore, să nu înțelegi că m-am transformat total. Nu, sunt același om, doar văd un pic lucrurile diferit. La fel ca și arbitru, să revin pe teren, nu doar ca și arbitru video, părea de neconceput pentru mine. În momentul când am avut acel incident, a doua zi am spus gata, nu, noaptea respectivă am spus gata, am terminat arbitrajul,
vedem ce mi-oferă viața. În primul rând, șansa de a trăi. După care, încet, încet, medicii mi-au insuflat ideea că aș putea să revin. Dar erai împăcat cu ideea? Da, da, fără doar și poate. Adică nu aveam nici cel mai mic regret. La 10 zile după infart mă uitam la meciul din Champions League care trebuia să-l arbitrez eu. Adică, și erai foarte detașat. Și foarte detașat, foarte bucuros că pot să stau cu copiii pe canapea și să mă uit la meci. Așa că nu am avut nici cel mai mic regret. În schimb, revenind pe teren, niște emoții și trăiri fantastice. Iar chiar vorbeam în anumite meciuri, cum am prins pe Stadionul Național, pe Arena Națională, cu 50.000 de oameni și după anumite goluri să auzi reacția tribunei, pentru că în timpul jocului nu prea auzim ceea ce se întâmplă, dar când sunt golurile, ești un pic mai relaxat. Și am mulțumit la Dumnezeu, sincer, pentru că am avut șansa să retrăiesc aceste lucruri și sper în continuare să o fac. Chiar și în Europa sau și în Europa mai des decât până acum. Ați a fost frică după episodul acela să revii pe teren? Nu, n-am avut niciun moment teamă. Foarte interesant, pentru că de obicei ai o anumită teamă, te gândești la anumite lucruri. N-am avut niciun moment acel sentiment de nesiguranță, de frică, de teamă. Nu, și probabil de asta și am putut să mă pregătesc și să ajung iarăși la nivelul de dinainte. Pasiunea mea, arbitrajul, e un lucru care mi-a oferit atât de multe bucurii și am șansa să fac din nou același lucru. De fapt, pasiunea a învins din nou rațiunea, dacă ne gândim că am revenit pe teren în condițiile în care sunt, fără modestie, cred că unul dintre puținii oameni care au revenit la nivel de top ca și performanțe și efort fizic, mă refer, după un infart. Evident, este un risc, dar medicii mi-au dat asigurări, eu mă simt foarte bine, îi mulțumesc la Dumnezeu și privesc cu încredere fiecare zi pe care o am. Te-a ajutat faptul că ești medic? M-a ajutat ca să-mi dau seama. Nu, m-a ajutat în primul rând să-mi dau seama că am făcut un infart. Și am putut să iau decizia extrem de repede, rapid, ca să merg la spital. Pentru că probabil dacă mai stăteam acasă încă jumătate de oră, o oră, simptomele se diminuau, mă simțeam mult mai bine și probabil n-aș fi mers la spital și probabil, sau cu siguranță, nu cred că stăteam de vorbă în acest moment. Cu siguranță ar fi fost la campionatul european dacă n-ar fi avut problema aia. Aici e de discutat modul în care a judecat UEFA cazului, pentru că te uiți la Eriksen care joacă și totuși e fotbalist, adică efortul pe care îl depune, contactele în care intră și așa mai departe și a făcut-o fără probleme, da? Aceeași poveste, aceeași intervenție. Da. Poate ți se pare că a fost mai grav la Eriksen, că totuși omul a căzut, față că ne explică el, am sunat eu, m-am dus eu. A fost conștient. Da, adică mi-am dat eu seama că e avantajul că e medic, da. Dar nu contează, ca idee și cu toate astea, UEFA e reticentă în al luați în cont, dar va merge la Jocurile Olimpice, ceea ce mi se pare un gest așa, cred că reparatoriu pe care UEFA sau FIFA, mă rog, FIFA, facă. Că e la FIFA. Da, dar probabil că și în colaborare cu... Da. În schimb, Ișvan Kovace trimis acasă, vă întrebam înainte să întreb dacă ați văzut meciul Cehia atunci, așa nu ați văzut. Nu, nu. Dar când a auzit așa, un arbitru dă 20 de cartonașe galbene într-un meci. Ce vă spune chestia? Nebun. Ce naiba. Bine stat că a dat vreo 7 pe marginea terenului. Asta e și mai grav. Poate să dea și în tribună. Se fac 25 toți în unul. E totuși. Adică nu a dat 2, a dat 7 pe marginea terenului. Nu că, repet, că ar fi o scuză. Atunci dacă spune că sunt 13... Nu, sunt foarte multe. Nu îi găsesc o scuză. Că am mai discutat. Și chestiunea asta, dacă ne referim că dai 7 galbene oamenilor care nu joacă. E totuși o... Bine, la un moment dat nu mai respectau nimica și trebuia să primească cartonașe. Păi Patrick Schick, cred că a fost primul care a primit cartonașul, nu? De pe bancă. Da. Nu era normal să facă ce a făcut el. El era accidentat, dar cred că... Dacă te uiți cu lupa... Nu, unele erau corecte, dar dacă te uiți cu lupa la faulturile din teren, el pe unele le-a... le-a sancționat într-un fel, pe celelalte le-a lăsat... Coatele alea în cap, n-a făcut nimic la ele, alealte, adică puțin diferit. Punem meciul și analizăm așa cu lupa, poate găsim 3 galbene, să zicem că le-a dat Aiurea. Să zicem, că n-ar fi o problemă. Primul roșu din două galbene, nu? Ideea în sine de a dat 20 de galbene strică imaginea unui meci. De asta și UEFA l-a trimis acasă, a zis, bă, ok,
Poate le-ai dat corect, dar totuși noi nu vrem să iasă în evidență arbitru. Da. Vrem să iasă. Apropo de discuția asta care se face cu VAR, vă place VAR-ul în fotbal sau vi se pare că strică mult din emoția fotbalului? Din... Eu spun că intervine de multe ori la faze care au dreptate, dar mai și greșesc. E normal să greșească, că sunt oameni. În principiu sunt de acord, nu? Cu... Da, da, da. Aici în plasmă rulează și aș vrea să vedem imagine de astăzi de la, mă rog, o parte a cursurilor. Vedem pe Vasaras, este și Ișvan Covaci acolo prezent. Înțeleg că el nu va susține testele pentru că le-a susținut la UEFA când a fost tocmai în pregătirea. Vasaras, care practic nici el n-a rămas până la capăt, deși e pe lista observatorilor, a și fost observator la anumite meciuri de la campionatul european. Până la urmă, la penaltiul ăla la Cucurigu a fost sau n-a fost? La cine? La Cucurea. Ce să Cucurigu? A fost penalti sau n-a fost? Care este o fază de... N-am văzut. De discutat. Asta, în Cucurea cu astăzi... la nevăzut Spania cu vorbise de Henzo la Vasco. N-am văzut în sensul o explicație. Da, am văzut o explicație. Era interesant. N-am văzut explicația specialiștilor de la UEFA. Mie mi s-a părut că nu era atunci în timpul meciului. Mi s-a eu l-am auzit de pe Cristi Balaș, care a intervenit aici. În poziție firească, așa mi s-a părut atunci. A intervenit aici la prima și a spus că este limita cea mai minimă la care trebuie să dai penalti. Adică trebuia dat. Că trebuia dat. Mie mi s-a părut că nu, că aveam mâna cât de cât în poziție firească. Pe de altă parte, el se duce așa. Tu când te duci, dacă unul trage și tu te duci într-o parte, nu, practic te duci că singura explicație care, a fost? Care stă în picioare și le-a fost atenționat. Că n-a fost pe linia porții. Nu, că dacă mâna e departată de corp, dar este în spatele liniei corpului. Așa. A, dacă tu vrei să te ferești, sau teoretic. Sau dacă o ții în spatele liniei corpului, atunci nu, dar la Cucurea nu mi s-a părut că e în spatele liniei corpului. Mi s-a părut că e depărtat de... Era așa puțin cu mâna... De corp, da, în fine. Bun, da, o fază de, la care... Da, îl ascultăm și pe Vasaras, șeful arbitrilor români, a vorbit astăzi, de asemenea, într-un interviu exclusiv pentru Prima Sport. We will analyze a lot of situations, incidents, laws of the game, the major topics and also other topics, in order to ensure that everybody is ready for the next season. At the end of the season, we cannot have any complaint, because I think that at the end the teams that they are deserve to qualify to be first, second, third, or to relegate was a fair competition. It's a very nice competition. It's very demanding. And I think also we saw some very good football, and also the referees, they were there to support the image also of football in Romania. We have to understand that the VAR is there only to support and to give to avoid clear and obvious mistakes. I believe that this year will be better. And our task is to encourage the VAR and the referees to have a very good communication. We ask for a new update of the offside lines. So in this season we'll have the crosshair method will be double line when we use the same in UEFA matches. At the end of May we make some practice. In this also seminar we'll have an online directly from Germany with the specialist of UEFA. They will show us also situations that happened and which what can be the best for them assistance. I think we'll be better, faster and always accurate in order to have the correct decision and also the decision that everybody can see that is clear in the TV. We hope so that the new software will help us, but will be implemented in this season. We ask about the infrastructure of some stadiums. I don't know if we'll still have problems, but this is something that we cannot solve as referees. The stadiums, they need to do something. They need to create these opportunities that the VAR and the cameras can have the best possible views, because we had some problems in the previous. I think after the meeting that we did and the agreement that we made for to do all from our sides the best, we can have a much better VAR results. We saw a very good altitude by the players, by the captains. So we will ask them also this season that the captains have a role, and we open a dialogue with them, especially for the key incidents
like VAR decisions, and the referees will speak only with the captains. We want the players to be the main actors, to be the lights there. So when we see benches demonstrating gestures or making something which is not helps, this put a pressure on the field of play, and then this pressure goes to the tribune. It's not possible to erase the mistakes. It didn't happen to major competitions. So what we expect from the European and the worldwide competitions, we have to expect the same here. Bun, în final de emisiune, domnul Dumitru, spuneți-mi ce gânduri aveți, că v-ați întors din Statele Unite, deci în România. Am venit în București, la Mircea, am vorbit cu el înainte. La Chiajna. Da. Vreau să rămân aici 5-6 luni, că am permit să stau și să fiu angajat la copii și junior să antrenez copii. Și ce v-a spus? Aștept săptămâna asta să-mi spună rezultatul. Încă aveți răbdare să antrenați copii? Că totuși... Da, vreau să vin, am câți mai mulți copii care să vină și să stau lângă ei, să le explic cum se lovește mingea, să le explic și multe și altele, să învăț cum se face o alunecare, nu știu să fac alunecări, fotbași divizia și din Occident se fac. Deci asta vreau să fac. Aștept săptămâna asta. Să aveți sănătate multă, să învățați copiii să joace fotbal și să mai veniți pe la noi să depunem amintiri oricând și să ne ascultăm pe ei. Mulțumesc, Danița, mult pentru prezență. De asemenea, Basara Panduru, Cosmin Băreanu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Seara bună!